Mai dure pentru examenele de BAC 2014. Toți elevii vor fi verificați cu detectorul de metale înainte de a intra în sală și chiar în timpul testării. Deși a fost dur criticat pentru măsurile luate în sesiunea precedentă, Ministerul Educației nu renunță să lupte în vederea reducerii fenomenului corupției pentru a împiedica pe absolvenți să copieze. Maia Sandu a precizat că la următoarea sesiune pragul de trecere se va ridica de la 25 la 30% din punctajul maxim, iar nota 10 din oficiu se va acorda doar elevilor care vor obține premii internaționale. În cazul fraudării de către candidat a unui examen, vor fi anulate notele de la toate celelalte probe de BAC, iar elevul va putea susține sesiunea abia în anul următor. Nu se va renunța nici la camerele de supraveghere. Potrivit rezultatelor sesiunii de BAC 2013, rata de promovare de 68,28% a fost cea mai scăzută din toată perioada de organizare a examenelor de BAC din Republica Moldova. Reușita absolvenților a fost joasă, iar dintre cei aproape 28.000 de absolvenți, 1.133 au fost eliminați pentru fraudă.